Bună dimineața, România, și bine te-ai trezit! Este luni și începem o altă săptămână împreună aici pe TVR3 la Regional Cafe. Poate mulți dintre voi v-ați fi dorit să se prelungească weekendul, însă cine nu e gata, îl iau cu lopata. Gata, ne trezim zâmbetul pe buze, ne așteaptă o nouă săptămână plină de provocări, dar și de subiecte interesante aici la Regional Cafe. Nu uitați, ne puteți urmări pe Bună Dimineața Moldova, pagina de Facebook, pe media.tvriaș.ro sau pe www.tvrplus.ro. De astăzi am intrat în postul Paștelui 2018. E o perioadă de pregătire spirituală pentru toți creștinii care sărbătoresc învierea Domnului nostru Iisus Hristos. De astăzi până pe 7 aprilie, dacă sunt eu bine informată, durează postul Paștelui mai bine de 7 săptămâni. Și pentru că, uite, sunt o păcătoasă de dimineață, vă ispitesc, am găsit o informație tare drăguță în ziarul de Iași pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră. Un cofetar din Iași a prezentat weekendul acesta la un concurs organizat la Cluj-Napoca în cadrul festivalului Slană Fest, bomboane de ciocolată cum ies din slănină maturată și un tort de ciocolată cu bacon prăjit. Ce părere aveți? Bucătarul a primit cupa la categoria produse pe bază de slănină, cred și eu. S-ar putea să fie interesante la gust, dar noi nu vom afla decât din aprilie încolo, de pe 15 aprilie. Să știți că astăzi vom discuta despre un concurs de produse tradiționale ce are loc la noi în oraș, mai exact la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ionescu de la Brad. Și tot astăzi facem o vizită până la Bacău, sau mai bine spus, Bacăul vine până la noi, pentru că discutăm despre complexul muzeal de științele naturii de acolo, de la Bacău, și despre activitatea acestui complex muzeal. Cum vi se par subiectele astăzi? Eu zic că sunt foarte faine. Vă invităm și pe pagina de Facebook să ne faceți comentarii și sugestii. De asemenea, și mergem la ea, Roxana Gorcioaia. Bună dimineața! Bună dimineața! Produsele acelea tradiționale sunt de post, da? Da! Până pe 25 martie e concursul, vom discuta împreună toate detaliile. Sigur sunt de post, cred. Mai ales că sunt tradiționale și noi românii iubim postul Paștelui. Nu, glumesc, că nu știu cum sunt produsele. Posibil aflăm să fie și de post, posibil să fie și de dulce sau de fruct, așa cum se spune. Însă, cu siguranță sunt produse faine. De-aia vă invităm să rămâneți cu noi și să aflăm cine poate participa la concurs. Ce facem? Foarte bine. Foarte bine? Încă de luni dimineață? Asta e atitudinea. Te urmărim la știri. Un bărbat de 51 de ani din comuna Ieșană, Schitu Duca, trăiește în condiții greu de descris într-o baracă aflată în curtea fratelui său. Omul este bolnav și are ambele picioare amputate. Un vecin a filmat și a postat pe un site de socializare imaginile, iar autoritățile s-au autosesizat și vor acum să îl interneze pe bărbat într-un centru medico-social. Ia uitați, filmați focul. Ia uitați așa, să mă ajute primăria, domnule. Uitați, focul are. Dar condițiile sunt mai... Mai precare, domnule, dar foc are. Foc are tot. Uitați aici, focul arde. Potrivit vecinilor, rudele vor să profite de bărbați și să folosească ele pensia și indemnizația de handicap de gradul 1. Are un frate de-a lui care îl ține, e vacă de mulți bani, cum îl ține. Îl ține vali capului, îl ține în proșofroniața, acolo unii invadează șobolanii. Da, și poți să-i pui și poți să-i faci ceva. Are vreo 15 milioane sau tare. Și nu e așa de lucru, nu... Pastență de asta sau cum să mai... Pentru bani? Dar pe altceva, pe... păi, dar eu și v-am spus că e vacă de mulți bani. Bărbatul a rămas fără picioare după ce în urmă cu câțiva ani a suferit mai multe degerături. Multă vreme a stat pe străzile din Iași și se adăpostea pe unde apuca. După amputare, în urmă cu aproape un an, a fost luat de fratele său la Schitu Duca. În urma verificării s-a constatat, prin foaia care v-am arătat-o la mână, unde a dus fata, că el nu prezintă pericol public, nici n-a fost bătut sau pus în lanțul de câte mine. De ce nu-l țineați în casă? Doamnă, nu pot să-l țin în casă din principiu, cu eu având 3 fete, plus stau cu soacra la un loc, 2 camere fiind locuibile, restul nu. Și el, în urma problemelor care le are psihicii, în jură.
Autoritățile s-au sesizat abia după apariția echipei de filmare. Și ne-am nepasat la domiciliu indicat acolo în satul Poiana. Acolo locuiește fratele lui și concubina lui, cu fiicele lor, trei fiice, două minori. Domnul ăsta în cauză era acolo, sărac, cu niște condiții total, cum să le zic, nu știu cum să le zic, improprii. La începutul săptămânii viitoare, bărbatul, neglijat până acum de rude, ar trebui să fie internat la centrul medico-social din Poduiloae. Fratele acestuia a refuzat accesul reporterilor TVR în curte pentru a vedea dacă cele filmate de vecini sunt reale sau nu. Susținere totală pentru cei mai tineri finaliști de la Eurovision România. Alexia și Matei, elevi la Colegiul Costache Negruții din Iași, și-au promovat în mod inedit participarea la finala concursului național din 25 februarie de la Sala Polivalentă din București. Aflați printre finaliștii selecției naționale Eurovision, ieșenii Alexia și Matei au parte de susținerea publicului și în special a colegilor. În acest sfârșit de săptămână, 28 de tineri dansatori au organizat un flash mob chiar pe piesa care va intra în marea finală, Walking on the Fire. Sub privirile oamenilor dintr-un centru comercial, adolescenții au făcut un adevărat spectacol. Mi place foarte mult, e foarte catchy, dacă se poate spune, și are un vibe foarte plăcut, e pentru vârsta noastră. E dificil de dansat? Nu, e foarte plăcut. Cât timp ați pregătit? O săptămână întreagă, repetiții, ne-am văzut după școală, cu tot cu aceștia. Pentru că cu toții facem parte dintr-o școală de dans, suntem elevi unei școli de dans din Iași, Casa Ardens, și tatăl Alexei a apelat la instructorul nostru pentru a face un fel de proiect de promovare pentru aceștia. Alexia și Matei sunt cei mai tineri participanți la Eurovision 2018 și se află pe ultima 100 de metri cu pregătirile pentru finala ce va avea loc pe 25 februarie în direct la TVR1. Mulțumim dansatorilor din spate care au făcut, sunt o echipă grozavă. Și suntem recunoscători tuturor care ne susțin și ne ajută. Cum stați la capitolul emoții? Măi, acum nu avem emoții, dar probabil la finală este și normal. O să avem puțin acolo, dar sperăm că vor fi constructive până la urmă. Câștigați, da? Mergeți la Lisabona? Doamne ajută să câștigăm, ne dorim foarte mult. În acest an, selecția națională Eurovision s-a desfășurat în 5 orașe din țară sub sloganul Eurovision unește România. În această seară are loc ultima semifinală la Sighișoara. Ediția 2018 a selecției naționale a atras 72 de piese în premieră, în concurs au intrat 60 de piese, câte 12 pentru fiecare semifinală. Piesa care va merge la Lisabona va fi aflată duminica viitoare în marea finală de la București. La anul ne scriem și noi, gata, da, nu se mai poate. Semifinala de la Sighișoara a avut loc aseară și vrem să aflăm și noi detalii la cald. Uite, am compus și o piesă, că de câteva săptămâni ne tot întâlnim cu Ingrid. Dimineața pe răcoare, eu sunt pe Ingrid, blogger mare. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Și te aud în difuzoare, cum ne vorbești de Eurovisioane. Ia spune-ne, te-ai uitat aseară? Da, m-am uitat, cum să nu uit. Cum a fost ediția de la Sighișoara? Ca dificultate pot spune că a fost mult mai ușoară decât primele. Da? Da. Deci concurența dintre participanții, spui tu că n-a fost la nivel foarte, foarte înalt? Corect. Avem calificații din stiluri diverse, pot spun. Teodora Dinu, Dana și The Humans. Acum... alegerea mea în ceea ce privește pe cine susțin e din ce în ce mai grea. E cum adică? Pe ieșeni, pe cine susții? Ieșenii trebuie să reprezintă România în Lisabona. E simplă alegerea. Eu sper să plece cine e cel mai bun. E foarte adevărat. E foarte greu să alegi acum pentru că sunt piese din ce în ce mai bune. Da. Eu, spre exemplu, The Humans, sunt susținut de Ovidiu Anton. Și dacă nu știe Ovidiu Anton ce să aleagă, atunci cine știe altcineva? Am înțeles, dar spune-mi aseară, dintre concurenții, pe cine ai mizat? Teodora Dinu. Deci pe Teodora Dinu, care, dacă sunt eu bine informată, are doar 16 ani? Nu, e anul 2 de facultate. E anul 2 de facultate, înseamnă că am confundat da. O voce... A fost, Teodora Dinu a fost în backing-ul lui Ovidiu Anton, când, din păcate, a fost descalificat.
următorul an a încercat singură, dar nu a avut o piesă de bună, iar anul ăsta s-a calificat. Ok, am înțeles. Urmează duminică, urmează marea finală de la noi din România. Cine? Pe cine votezi? Eu te-am mai întrebat, dar... Nu mai pot să aleg. Vei fi acolo prezentă la București? Mergi la București? Posibil. Nu sunt 100% sigură. Dar... E clar, nu o să mă limitez la un vot. De ce? Putem vota de mai multe ori? Uite, asta e o informație utilă telespectatorilor noștri. Schimbați telefoanele între ele. Am înțeles că putem vota de până la 10 ori, nu? Corect. Da. Și e o variantă foarte bună. Dacă vă susțineți concurenții, atunci să îi și votați. Îți mulțumim tare mult, Ingrid. Cum ești cu sesiunea? Gata? S-a terminat sesiunea cu am curs. Adică sunt într-o universitate. Okay. Și o să ajung și o să cum că ești numai bună de iubit. Da, suntem bune de iubit și de privit la televizor. Mulțumim, Ingrid. Multă baftă în această dimineață și în general la facultate. Ascultăm și noi chiar acum piesa câștigătoare. Goodbye. It's fine. I've tried a million times to kiss the emptiness and make her mine. Da, s-a încheiat semifinala de la Sighișoara, însă duminică de la ora 21 pe TVR1 puteți urmări marea finală. Vom afla care este piesa ce ne va reprezenta la Eurovision în Lisabona. Cel mai bun să câștige. Sunt acolo cu toți, dar și cu ai noștri ieșenii, pentru că sunt cei mai mici din competiție și sunt tare, tare drăguți, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. Iar piesa este catchy, așa cum am auzit în știrea de mai devreme. Da. Cred că e ultima sforțare, așa,
În ce sens? A iernii, în săptămâna care vine. Eu așa sper să fie ultima, că tot amână această sforțare, vin reprize încă una și încă una și încă una. Oricum, meteorologii spun că se face frig în această săptămână și revin ninsorile. Vremea se răcește, din păcate, din nou, iar maximele nu vor mai trece de 5 grade Celsius în această săptămână. Bine, acum, uite, pe adevărul.ro spune că la începutul lunii martie, adică atunci când ar trebui să înceapă primăvara, vom avea parte de temperaturi frumoase, dar tu să nu crezi. Da, că nu cred. De ce să cred? Pentru că ne mințim ca la meteo. E frumos. Oricum, destul de rece în această dimineață. La Iași sunt minus, harta arată minus 5 grade Celsius. Uite, mai dau un refresh ca să fim siguri. Minus 4. Minus 4 grade în acest moment la noi. Destul de frig și minus 1 grad e maxima de astăzi de aici, de la noi. Dar e frig în toată țara. Uite, în centrul țării temperaturile sunt majoritatea în jurul a minus 11 grade, minus 13 grade chiar în Călimani și e frig și în vest, minus 2 grade la Oradea, minus 2 la Timișoara și poate ceva mai cald în sudul țării și acolo la mare, unde sunt 5 grade la Mangalia. Dar în rest, din păcate, vom mai avea parte de ceva ploi și chiar ninsori în săptămâna care vine. Nu uitați să citiți sfaturile de pe poliția-română.ro la secțiunea infotrafic dacă plecați la drum și nu aruncați, adică nu puneți la naftalină hainele groase deocamdată. Încă le mai folosim. Da, atenție să fie cuvântul zilei, pentru că suntem la început de săptămână și toate trebuie să fie foarte bune. Facem ochii mari așa și mergem pe stradă. Să nu ne împiedicăm, să nu fie noroi, să nu fie zăpadă, că în perioada asta e foarte ciudat afară. Nici zăpada nu se depune, se și topește, avem parte de noroi, nu e foarte plăcut, însă următorul subiect este într-adevăr plăcut și elucidăm și misterul tău. Aflăm dacă produsele, concursul despre care discutam încă de la început, sunt de post sau nu sunt de post. Pentru că Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iași, în parteneriat cu Direcția pentru Agricultura Județeană Iași, organizează concursul de identificare și atestare de produse tradiționale din Moldova. Și spunem bună dimineața domnului Gabriel Hohan, șef lucrări la Facultatea de Zootehnie. Bună dimineața și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Profit de invitația de astăzi pentru a vă mulțumi pentru că sprijiniți de ca de fiecare dată proiectele Universității Științe Agricole și ale Direcției Agricole. Cum să nu sprijinim un astfel de concurs, mai ales când discutăm despre mâncare și mai ales despre produsele tradiționale care să reprezinte România. Despre ce e vorba mai exact și cine poate participa? Ne putem înscrie, dar nu mai suntem studente noi. Dragile, mă mai înscriu la un master dacă e nevoie. Dar puteți fi studente la master, cu siguranță. Da. Ne-am gândit acest eveniment pentru a identifica și promova produsele tradiționale românești, cele care sunt realizate efectiv după o rețetă tradițională. Răspunsul la cea de-a doua întrebare, cine poate participa? Noi ne dorim să participe cât mai mulți studenți la Universitatea de Științe Agricole din Iași și, nu în ultimul rând, elevi de la licee cu profil agricol și nu numai din județul Iași și din Moldova. Uh-huh. Aceștia pot participa, deci, dragi elevi, fiți cu ochii pe noi. Dacă nu găsiți informații și pe site-ul Universității cu... Și al Direcției Agricole. Siguranță. Deci, produse tradiționale făcute după rețete tradiționale. Nu inventează ei acum marea cu sarea. Nu ar trebui să se inventeze. Tocmai de aceasta noi am... și încercat să facem un dosar de concurs ușurel, zicem noi, dar în același timp care să respecte detaliile în ordinul de atestare a produselor tradiționale. Cu permisiunea noastră voi da câteva detalii despre ce conține acest dosar de concurs. Da, vă rog. Pentru a ști telespectatorii cam ce ar trebui să se pregătească, tocmai pentru că nu sunt lucruri complicate, zicem noi. Evident că totul pleacă de la numele produsului, de la identificarea produsului, urmează o descriere. Deci e sarmale de Moldova, dacă facem. Sau, nu știu, coalem brâu, că astea chiar sunt specifice zonei noastre. Dacă profit de asta să aduc la cunoștința telespectatorilor, chiar avem atestate coalem brâu de la Cabană, deci produs tradițional ieșan, ca să zic așa, deci se poate. Lucrăm în același timp la sarmale cu crupe de ale lui Gârbea. Ah. Deci chiar se pot și sarmalele
Nu toate produsele se pretează pentru a fi atestate, deci nu orice fel de mâncare gătită, borșuri sau ochiuri sau chestii de genul ăsta, ci alimente care pot fi și ambalate. Spuneam, pe lângă identificarea produsului, ar trebui o descriere a produsului finit. Cum arată, calități senzoriale ale acesteia. Urmează o descriere a ingredientelor, tocmai pentru a ști că se folosesc ingrediente locale. Și naturale, în primul rând. Putem folosi conservanți? Nu, cu siguranță tocmai e și în ordinul de atestare nu se specifică acest lucru, deci nu aditivi. Dar monoglutamat de sodiu, putem pune că ăsta dă gust? Cu siguranță nu. Pentru cei ce nu știu, monoglutamatul de sodiu este sarea chinezească. E un fel de, cum să-i spunem noi, păcălește creierul. E o substanță care păcălește creierul să pară gustul mult mai bun decât este. Accentuează. Îl găsim în foarte multe produse care nu sunt benefice organismului uman și nici pentru sănătatea noastră. Tocmai ne dorim ca produsele tradiționale să nu conțină astfel de ingrediente miraculoase. Urmează, evident, o descriere a metodei de producție. Fiecare știe metoda de producție. E tăiat la mână, e tăiat cu bulețe, e făcut la foc deschis. Deci fiecare își descrie metoda de producție. Urmează partea de ambalare a produsului. Tocmai spuneam că el trebuie să fie un produs care poate fi valorificat. Pentru că asta ne și propunem, să sprijinim și partea antreprenorială și valorificarea superioară a materiilor prime. După care urmează partea de departajare cumva a produsului. Nu se interesează cine jurizează. De specificitate a produsului față de alte produse de același fel. Da, să spunem, fiecare poate își gătește cu brânză de vaci, cu brânză de oi, cu sau fără zahăr, ou de țară, ou de produs în sistem intensiv, la foc deschis, la ceaun de tot și sunt așa detalii mai importante mai pentru departe. Că oul de țară e diferență față de și conferă oul o culoare mult mai frumoasă. Da, și nu în ultimul rând, povestea produsului. De unde e rețeta? De unde a fost aflată? De la bunici, dintr-o carte de rețete, dintr-o monografie. Deci, efectiv, povestea produsului. Toate acestea ar trebui scrise într-un scurt dosarel, urmate de o cerere de înscriere în concurs și, evident, de prezentarea produsului finit pe 24 martie în holul de marmură al Facultății de Zootehnie. Așadar, până pe 24 martie... Până pe 15 martie așteptăm înscrierea în concurs. Avem timp o săptămână să vedem că toate dosarele corespund, iar apoi pe 24 este finala. Ce urmăriți dumneavoastră, de fapt, cu acest concurs? Ce vreți să promovați, de fapt? Mai multe aspecte, după cum spuneam, în primul rând, identificare de produse tradiționale care pot fi realizate după o rețetă tradițională. Nu în ultimul rând, valorificarea produselor, materiilor prime din microferma românească și, evident, și să stimulăm spiritul antreprenorial al elevilor și al studenților pentru a-și face un mic business la început din valorificarea acestor produse. Puteți să treceți acolo la caracteristici și faptul că până la urmă îndemnați și încurajați elevii și studenții să mănânce tradițional și sănătos. No, și cu siguranță și acest aspect. Tocmai de a consuma mâncare cât mai puțin procesată. Da, poate apropiată de conceptul slow food. Da, urmăream zilele trecute o informație legată de Sfântul Valentin. Românii consumă foarte multă ciocolată, iar toată ciocolata, evident că nu este de la noi din România, că noi nu prea producem ciocolată. Ei, dar să există și produse tradiționale pe care noi să le exportăm. Da, așa ca element de noutate, vreau să vă spun că cea mai veche rețetă de ciocolată făcută în România este de la 1841. Ciocolata de casă aia. Deci am găsit noi rețetă și la 1841 se făcea ciocolată în țările române. Da. Se poate participa și în grup sau individual? Ne dorim tocmai să formăm și abilități de grup și ne dorim ca elevii să participe în grup, evident îndrumați de un profesor coordonator, astfel încât dosarul și produsul să fie la standarde cât mai înalte.
Ce alte informații utile ar trebui să mai știe elevii? Să-și aducă de acasă cuțit, șorți? Ce le puneți la dispoziție? Noi le punem toată partea de, să zic așa, de infrastructură de prezentare a produselor, că ei vor trebui cu siguranță să facă o prezentare a elementelor care le-au scris în dosarul de concurs. Deci tot ce ține de echipament de IT punem noi la dispoziție, partea de mese pentru a-și pune în valoare produsul la fel vor fi puse de facultate la dispoziție. Fiecare își gândește să-și promoveze și să-și pună în valoare cât mai bine produsul. Dacă vor ei să vină în costum popular sau nu știu, fiecare cum crede că își poate face cunoscut produsul cât mai frumos. Și acum întrebarea de baraj. Cine jurizează? Că vreau să intru și eu acolo. Să jurizez. Acest an la dulcețuri, anul viitor la murături. am înțeles. Deci vor fi reprezentanți de la Universitatea de Științe Agricole, de la Ministerul Agriculturii, cu siguranță, din partea presei și un producător deja testat de produse tradiționale. Ne dorim, tocmai pentru ca cei care vor participa să poată să și învețe în același timp de la cei cu experiențe despre ce înseamnă, cum să-ți dezvolți o astfel de afacere și, evident, cum să-ți o promovezi mai departe. E foarte frumos ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră și, într-adevăr, foarte delicios. Dragi elevi, dragi studenți, dacă v-am atras atenția, dacă sunteți cât de cât descurcăreți prin bucătărie și știți cum să aprindeți aragazul, atunci acesta este un concurs și o ocazie de a vă afirma și de a cunoaște și a valorifica produsele tradiționale. Vă mulțumim de prezență, multă baftă. Și noi vă mulțumim cu mare drag de fiecare dată. Informații și alte detalii găsiți pe site-ul universității. Mergem mai departe, discutăm despre artă naivă. Odată la 2 ani, artiștii amatori îndrăgostiți de pictura naivă își dau întâlnire la Salonul Internațional de Artă Naivă. Deschisă luna trecută la Teatrul Național Ile Caragiale din București, expoziția este una itinerantă, iar Iașul a fost cea de-a doua gazdă după capitală. Urmărim o știre realizată de Carmen Olaru, Cristian Zbângu și Dragoș Prehnescu. Ajuns la cea de-a 14-a ediție, salonul reunește lucrări aparținând artiștilor naivi din Finlanda, Germania, Italia, Israel, Serbia și din România. Pe simeze se regăsesc stiluri și subiecte diverse, teme care ne amintesc de satul de odinioară și de tradițiile pe care le mai păstrează. Nu lipsesc personajele fantastice și poveștile imaginate de pictorii care expun. La salon sunt, cum spun, inspirat din Lada, de satul meu, Luncani, Bacău. Unde mă duc, întotdeauna te întorci în satul tău natal, care îl porți în suflet ca pe o icoană, oriunde te duci, întotdeauna. Am participat cu două lucrări, Pescarii și Pasărea Omătului. Mă bucur că și anul acesta este adusă expoziția de la București la Iași ca să fie vizitată și de ieșeni. Eu mă aflu într-a 7-a ediție, am terminat-o și începem a 8-a în Comuna Tansa, județul Iași. Sunt bucuroasă și eu și copiii mei și chiar toată comuna că port copiii pe simezele expozițiilor. Fascinați de culoare, artiștii amatori reușesc să surprindă publicul care îi descoperă odată cu fiecare lucrare în fața căreia se opresc pentru a o admira. Ce aduce nou această ediție este doar faptul că, în primul rând, autorii și-au făcut o selecție foarte riguroasă asupra lucrărilor pe care le prezintă aici în salon. În al doilea rând, constatăm o preocupare de a-și etala valorile, în sensul că pictorii consacrați n-au ieșit din sfera artei naive. Salonul Internațional de Artă Naivă este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului București. Au fost acordate premii și diplome de excelență celor care s-au remarcat pentru arta lor. Este o selecție, ca să aveți o imagine a salonului de la București, au fost expuse în jur de 320 de lucrări.
Am avut în acest an o participare record din străinătate. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova, Iași, până pe 25 februarie. O expoziție mai mult decât interesantă, dar ia uitați-vă la mine și la Roxana, ce artenai vă suntem astăzi. Da, ochii mari de căprioară. Mergem la Timișoara și vorbim cu Florin Mihoc. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, fetelor. Deși astăzi n-aș prea fi trebuit să vorbesc cu voi după ce ați câștigat ieri la fotbal chiar aici la noi, la Timișoara, afundându-ne și mai mult în suferința de atâta amar de vreme. Dar hai să zicem, la unu. Excepție. Noi ne-am bucurat, să știi. Da, știu la cât de rare sunt bucuriile în sportul ieșan. Am zis și eu că o consolare în plus nu strică unor fete atât de drăguțe, așa încât pur și simplu m-am resemnat, dar am zis că nu e așa, să dea Dumnezeu ca măcar după victoria asta Iașul să meargă în play-off și atunci să nu ne mai întâlnim, ca să nu mai avem disputele astea matinale pentru următoarele ediții. Da. Ușor, ușor așa intru în tema emisiunii de astăzi. Evident că etapa care are în centru ei nu meciul dintre Iași și Timișoara, cum ar fi fost firesc, istoric vorbind, ci celebru derby Dinamo Steaua în anul de grație 2018 în varianta FCSB Dinamo, în care eu mărturisesc că prin minutul 80 la 2-0 aveam convingerea că știu rezultatul, o dedusem deja pe înțelegerea obscură dintre cele două echipe și am mutat pe alte canale ca să văd alte minunății. Ei bine, am aflat ulterior că s-a terminat 2-2, așa încât discutăm pe nevăzute astăzi în prelungiri despre cum a stat etapa asta și despre cum stă fotbalul înaintea play-off-ului și play-out-ului. Și mai am un subiect foarte interesant. Poate vă băgați, fetelor, nu la ediția de anul ăsta, dar vă pregătiți de acum, cine știe, nu strică. La Timișoara, în luna mai, va fi organizat cel mai mare eveniment atletic din țara noastră. E vorba de Campionatul European de Alergare 24 de ore. Deci 24 de ore, gândiți-vă ce înseamnă asta. Treci la fără întrerupere? Păi asta trebuie să aflu astăzi în emisiune. Domnule, ce faci? Treci pe lângă o șaormerie, că pe acolo duce traseul. Te bagi înăuntru, că ai 24 de ore de alergat. Sau nu te bagi? Ajungi pe la o cafenea, bagi o cafea, să rezici pe 24 de ore sau nu. Toate lucrurile astea le lăsăm împreună cu federațiile, cu președintele Federației Române de Atletism, care a venit împreună cu inspectorii europeni la Timișoara și au verificat traseul, au stabilit locurile, unde se dau banane, unde se dau sucuri și așa mai departe. Ora e de 60 de minute? Ora e de 60 de minute, sperăm să ne curăm. Deci trebuie să ne apucăm deja, să mergem la antrenamente la noi, la stadion. Am mai auzit de cursa de la Le Mans, care e la de mașini, de 24 de ore. Dar să alergi 24 de ore mi se pare o nebunie cumplită, dar poate de-aia e mai interesant, adică nu e făcută pentru noi cursa asta. Noi suntem așa, mai pe viteză, pe repede înainte. Dar oricum interesant subiectul și interesant și evenimentul care va avea loc aici. De altfel, după campionatul european de aruncări care a avut loc la Arad acum 2 ani de zile, ăsta e cel mai important organizat de Federația Română de Atletism, drept pentru care am înțeles că vor veni aici toți mari alergători ai lumii, kenieni, etiopieni și japonezi, să bată recordul și de ce nu să câștige lucruri importante. Da, înainte să introduci reportajul pe care l-ai pregătit pentru această după-amiază, trebuie să spunem că astăzi la Arena de la ora 2, de la ora 19 va fi invitat primarul Mihai Chirica la noi aici în studioul de la TVR Iași și vor fi o mulțime de subiecte pe care Lucian Lucescu le va dezbate cu el și nu doar cu el. Păi acum, ca să fiu cinic, s-au cam adunat multe în privința sportului pentru domnul Chirica. Nu știu dacă domnia sa se simte confortabil să afle că echipa de basket e pe ultimul loc, chiar dacă a câștigat acum, că echipa de rugby e aproape desfințată și oricum n-a bătut pe nimeni în istoria ei recentă, că echipa de handball se bate la ultimul loc. Deci e o situație care nu prea face cinste Iașului condus de domnia sa, așa încât poate acum în ceasul al 12-lea găsește o soluție, dacă nu au avut-o până acum. Măcar luminează Lucian Lucescu, are o oră la dispoziție la Arena de la ora 19. Dar noi luptăm cu alergatul ăsta de 24 de ore și cu subiectul ăsta care e foarte frumos. Întotdeauna încerc să vin la voi cu altceva decât e în mod normal într-o emisiune de sport, cu povești de viață. Ori povestea asta e poate una dintre cele mai frumoase. Alex Bologa se cheamă Puștiul, e din Cluj,
și este multiplu campion la judo, deși este nevăzător. E o poveste de viață incredibilă, cu un copil care crede în șansa lui, care e foarte talentat și o să vedeți, se descurcă într-un mare fel pe tatami. De fiecare dată suntem alături de el când merge la competițiile importante, îl așteptăm pe aeroport, așa cum uneori nemeritat și facem cu sportivi. Știți, când vin fotbaliștii, ne ducem un curcoi de jurnaliști acolo și așteptăm și întrebăm și ne răspund același lucru, că și-au dorit mai mult victoria și că ce pot să spun, mingea e rotundă. Și au fost 11. Mulțumim mult, Florin. Te urmărim cu interes și astăzi de la ora 16 în emisiunea În Prelungiri și urmărim chiar acum reportajul. Primul concurs de judo din acest an, Openul Germaniei, i-a adus lui Alex Bologa prima medalie de aur. Clujanul s-a impus din nou la Openul Germaniei și s-a întors acasă cu promisiunea că va mai aduce rezultate notabile. Am avut adversari mai dificili, mai puțin dificili. Important a fost că am trecut cu bine și am reușit să mă reîntorc victorios acasă. Este a patra medalie de la acest concurs tot de aur. A fost la acest concurs am luat eu prima dată o medalie la seniori. Este ceva unic și special ca oricare altă medalie. În Germania, Alex a avut un parcurs fără probleme. După ce a trecut de adversarii primelor tururi, în semifinale a reușit să-l învingă pe vicecampionul european Sergio Ibanez. Apoi în finală s-a duelat cu favoritul gazdelor, Shuga Najvan. Meciul s-a încheiat după numai un minut, grație iponului reușit de către sportivul român. În performanța aceasta cred că este una foarte bună pentru început de sezon competițional. Cred că nu se putea mai bine de atât. Ne-am atins toate obiectivele, a făcut meciuri foarte, foarte frumoase. Practica, tactic a demonstrat cât de mult a evoluat în ultimii ani. Anul 2018 va aduce numeroase competiții pentru Alex, inclusiv campionatele mondiale în noiembrie. Obiectivul principal rămâne însă Olimpiada de la Tokyo. Orice rezultat îți dă încredere și orice rezultat pe care îl ai, orice meci, îți dă puterea să te mobilizezi și să mergi mai departe. În vârstă de 22 de ani, Alex se mândrește deja cu o medalie de bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro. Da, povești de viață extraordinare. Urmăriți În Prelungiri astăzi de la ora 16. Avem Pulsul Presei chiar acum. Și apropo de povești de viață extraordinare, să nu uităm să spunem că astăzi sărbătorim Ziua Brâncuș, pentru că într-o zi ca aceasta, pe 19 ianuarie, 19 februarie, da, 1876, se năștea Constantin Brâncuș. Și dacă n-ați fost la Târgu Jiu să vedeți, nu știu, Coloana Infinitului sau Poarta Sărutului, mai aveți timp. Da. Uite, noi suntem astăzi Cumințenia Pământului. Amândouă. Donați un leu. Eu Coloana Infinitului oricum n-am putut să fiu la 1,65 m, dar haideți să vedem ce informații avem din presă în această dimineață. Uite, începem cu informații de aici, de la Iași, da, de la noi, din pagina 3 din evenimentul. Orașul Big Brother, scrie evenimentul. Asta pentru că în Iași vor fi montate sute de camere de supraveghere video, adică în plus față de cele pe care le avem deja. În special în zonele considerate periculoase, în vederea reducerii infracționalității, este vorba despre o investiție care depășește 54 de milioane de lei, cu tot cu TVA, sistemul de supraveghere urmând a fi realizat în 2 ani. O informație din ziarul de Ceahlău, Colegiul de Informatică Piatra Neamț, selectat centrul de excelență în parteneria cu Japonia. Elevii supradotați și talentați vor beneficia de pregătire intensivă de înaltă calitate în tehnologia informației. Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț se numără printre cele 47 de unități școlare selectate la nivel național pentru a se constitui în parteneria cu Japonia în centru de excelență în cadrul proiectului Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina tehnologiei informației. Bravo lor! Uite, o știre de la Slănică, Moldova. Polițiștii locali la protest. Ei au fost alături de colegilor din orașul stațiune, ale căror posturi au fost desființate. Adică peste 100 de polițiști locali din mai multe județe ale Moldovei, dar și din Prahova și din București, au protestat sâmbătă la Slănică, Moldova, în semn de solidaritate față de colegilor care au fost amenințați cu desființarea locurilor de muncă. Și tot de la Slănică, Moldova, dau o știre mai pozitivă de data aceasta.
Uite, un cod galben de ninsori poate să aducă și bucurii, scrie ziarul Deșteptarea de Bacău. Asta pentru că sâmbătă după amiază, la intrarea spre pârtia de schi din Slănic, Moldova, nu aveai pur și simplu unde să parchezi, pentru că a avut loc o coborâre demonstrativă cu torțe, făcută de către echipa Salvamont și Jandarmeria Română, și au fost aprins și un foc de tabără, sunt și fotografii aici. Deci oamenii se bucură și de codul galben-portocaliu de ninsoare, mai ales dacă ai unde. Iar la noi, Moldova, sunt anumite zone. O informație nu atât de bună din Monitorul de Suceava, lista școlilor propuse spre desființare tot mai consistentă. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava au făcut publică la începutul anului lista școlilor care sunt propuse spre desființare din anul școlar următor, ca urmare a scăderii numărului de elevi. Este vorba despre 3 grădinițe cu program normal și 4 școli primare în mediul rural, toate cu un efectiv mic de elevi. Mă gândeam că avem prea multe. Da. Și nu mai avem ce... Nu ne mai trebuie. Uite, și ieșenii sunt invitați la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Mărțișorul. Asta pentru că nu mai este foarte mult și se apropie 1 martie. Este vorba despre un eveniment organizat în perioada 28 februarie 4 martie pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Iar anul acesta manifestarea este realizată sub genericul Cine poartă mărțișoare nu mai e pârlit de soare. Da, e bine să te protejezi de soare, să folosești protecție solară, factor cu protecție solară, da, sau dacă nu, să porți mărțișor și s-a rezolvat problema. Să știți că un astfel de târg va fi deschis și în Botoșani. Însă, gata, am terminat cu pulsul presei, am pulsat și în această dimineață. Rămâi cu noi, Roxana. Mai avem un subiect foarte interesant de dezbătut. Când ai fost ultima oară la Bacău? Cred că eram studentă. Mergem la Bacău, sau mai bine spus, Bacăul vine la noi. La Bacău mergem în fiecare dimineață, uite, cu ziarele. Da, cu ziarele. Pentru că discutăm despre activitatea Complexului Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău. Bună dimineața! Și alături de noi se află doamna Gabriela Gurău, de la Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău, Alea Parcului. Așa îmi scrie aici. Sigur, acolo este sediul nostru. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte multe expoziții pe care le găzduiți în această perioadă. Sunt expoziții pe care le găzduim, expoziții pe care le realizăm noi și pe lângă expozițiile permanente care sunt deja cunoscute de către cei care pășesc pragul Muzeului de Științele Naturii sau a Vivariului sau cei care vin la Observatorul Astronomic, avem și o serie de expoziții itinerante sau expoziții temporare care abia vom ajunge așteaptă vizitatori. Despre toate, dar propun să începem cu Casa Memorială. Sigur, Casa Memorială Ion Borcea se află în comuna Racova, nu este în municipiu, deci, dar e o distanță relativ mică până se poate ajunge la acest monument istoric. Casa Ion Borcea, pentru o perioadă scurtă de timp, a fost casa savantului Ion Borcea și în momentul în care Ion Borcea era profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, își aducea studenții pe care avea la secția de biologie să facă practica biologică la această casă. Noi acolo avem o expoziție permanentă, da. E o expoziție dedicată vieții și operei acestui mare savant al României și cu care noi băcăoanii chiar ne mândrim. Iar pe holul acestei case se pot observa atât profesorii cât și discipolii marelui savant. Este vizitată Casa Memorială? Din păcate este mai puțin vizitată. Eu mi-aș dori să fie mult mai în atenția celor care sunt pasionați de științele naturii sau de biologie sau pur și simplu. Atât de frumos așa cum da, și are o arhitectură deosebită, este o clădire monument istoric și chiar informațiile care se află acolo prezintă o perioadă în care biologia și biologii care existau în România erau pe plan internațional cunoscuți, erau prezenți la congresele internaționale și de părerea lor se ținea cont. De ce credeți că nu este atât de vizitată? Poate că românii nu știu de activitatea marelui savant? Este posibil și când spui Borcea, poate nu te gândești chiar la nu marele savant. La mă marele gândesc. Savant. Și poate aici... Ne gândim la tabloide și alte lucruri ce țin prima pagină. Așa este, din păcate, dar
picătură cu picătură. De câte ori am ocazia vorbesc despre Casa Borcea și chiar mă bucur că am început cu această casă, să vorbim despre ea și despre activitatea savantului Ion Borcea. Și eu cred că încet, încet va fi în atenția celor interesați. Cine știe, poate se vor alinia stelele, astrele, ca să ajungem și la observatorul astronomic. Da, acum, din punctul meu de vedere, la noi, la Bacău, chiar s-au aliniat astrele în ceea ce privește observatorul astronomic, pentru că, prin grija Consiliului Județean, am reușit să reabilităm clădirea în care își desfășoară activitatea această subunitate a complexului muzeal. Și din 31 mai 2016 este cel mai modern din țară. Wow. Nu știu dacă ați avut ocazia, dacă nu, chiar vă invităm să veniți acolo. Este mai mult decât un muzeu, este un centru de educație muzeală pe care l-am gândit așa, nefiind doar o simplă expoziție de astronomie, care întâmplător este cea mai mare din țară, și nu doar de acum, ci chiar de la deschiderea ei din anii 80. Acum este și cea mai modernă. Iar pe lângă această expoziție intitulată de specialiștii noștri Universul de la Pământ la Stele, avem și o sală de planetariu, chiar vedem în imagini. Noi putem oferi celor care ajung în planetariul Matei Alexescu o serie de show-uri de planetariu. Dispunem de un sistem de proiecție digitală foarte performant, care proiectează pe cupola planetariului o serie de elemente care țin de partea asta de univers, de cosmos, iar toate corpurile astrale cunoscute la acest moment pot fi proiectate pe cupola planetariului. Și sunt oferite și informații și anumite explicații. Sigur că da, avem specialiști în astronomie care stau la dispoziția vizitatorilor și dacă au întrebări din acest domeniu, ei sunt prezenți acolo. Sunt interesați ei elevii? Sigur că da. Observatorul nostru se bucură de un succes extraordinar. Mă așteptam la așa o avalanșă pentru că din totdeauna observatorul astronomic a fost vizitat, în Bacău există oameni pasionați de astronomie și pentru ei am făcut această investiție și am reușit să modernizăm tot ceea ce înseamnă conceptul de la observatorul astronomic Victor Anestin din Bacău. Dar și Muzeul de Științele Naturii este foarte modern, putem spune. Da, este modern și nu numai clădirea în care ne desfășurăm activitatea este o clădire modernă, ci conceptul pe care îl aplicăm noi în ceea ce privește expozițiile, fie că sunt permanente sau temporare, din totdeauna ne-am dorit ca, pe lângă suportul științific, la care chiar nu facem rabat, să fie o parte interactivă care să aducă mai aproape de noi publicul, iar știința să fie prezentată într-un mod cât mai accesibil pentru public, interactiv, să înveți așa, fără să-și dea seama că învață, de fapt. Da, și da. Să fie o experiență plăcută. Prin joc și joacă sunt și diferite activități pe care le organizați cu elevii, nu? Sigur, avem multe proiecte educaționale. Mă bucur că profesorii de biologie și nu numai au înțeles că muzeul poate fi gazda mai multor proiecte interesante. Am fost cei care am introdus conceptul de digital storytelling în muzeu în România. Am avut o serie de proiecte europene în colaborare cu mai multe muzee de zoologie, de exemplu din Valencia sau din Roma, și am încercat să dezvoltăm proiecte cât mai interesante. În imagine se observă acum câteva lucruri legate de expoziția cu furnici, superorganismul, viața secretă a furnicilor. Este una dintr-o serie mai mare. Ne place să aducem viul în muzeu. Suntem, de fapt, în sera Muzeului de Științele Naturii și acolo, împreună cu specialiștii de la muzeu, am recreat condițiile în care își desfășoară viața furnicile. Am adus un cuib de furnici și am creat o instalație artificială pentru a le asigura hrănirea și a fi și protejate în timpul în care ele se află în muzeu. Cred că vin copiii foarte curioși la astfel de... Sigur, și sunt cele mai gustate expoziții. Da. Cele
care presupun prezența viului, întotdeauna se bucură de succes. Să ne explicați, asta înseamnă vivarium, de fapt? Nu, este o altă subunitate, da, a complexului muzeal. Aici suntem, prezentăm o expoziție pe care am făcut-o recent la Muzeul de Științele Naturii. La vivariu e un concept unic în țară. Specii exotice au fost aduse într-un muzeu, să spunem, și suportul științific este îmbogățit de prezența acestor animăluțe vii, care pot ilustra cel mai bine și cu un aport foarte, foarte bun pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Da, avem... igoane! Ne apropiem de final, așa, pe final, să ne spuneți în câteva cuvinte. De ce să venim? De ce să veniți? Să aveți o experiență extraordinară. Puteți afla câte în lună și în stele la observatorul astronomic, dar puteți afla și cât mai multe despre tot ceea ce există pe planeta noastră, cum să protejăm speciile. Avem și o secțiune dedicată ocrotirii naturii. Prezentăm principalele ecosisteme existente pe Terra și cei interesați pot să afle cât mai multe informații despre aceste subiecte. Nu le putem ști pe toate atâta vreme cât trăim pe acest pământ, însă e important să știm anumite lucruri și să ne intereseze astfel de informații pe care le găsim la Complexul Muzeal de Științele Naturii din Bacău. Vă mulțumim de prezență și, eu vă mulțumesc. Și cât mai mulți vizitatori. Dacă mai este o fracțiune de secundă, e vorba de două cănițe pentru dumneavoastră și colega dumneavoastră de prezentare. Ce frumos! Să puteți să vă gândiți la noi când beți cafeluța. Și un pliant intitulat de noi Harta Cerului, l-am deschis cu ocazia lansării manifestărilor centenarului Marii Uniri și comparăm cum arăta cerul la 1 decembrie 1918 și cum va arăta la 1 decembrie 2018. Vă mulțumim de prezență, că ați venit tocmai de la Bacău în această dimineață. Vă mulțumim și pentru aceste cadou. Ne vedem mâine. La revedere! Să aveți o săptămână productivă!